Sponsor IQBoard.ro. Salutare, prieteni! După câștigarea războiului de independență otomană din 1877 și tratatele internaționale care l-au urmat, prin care României s-a recunoscut statutul de regat, domnitorul Carol I și soția sa, Elisabeta, au devenit primii regi din istoria țării noastre. Regina Elisabeta a avut un rol esențial în dezvoltarea culturii, fiind ea însăși o scriitoare, poetă și eseistă apreciată, cunoscută sub pseudonimul de Carmen Silva. A încurajat purtarea costumului național țărănesc la curtea regală, a înfăptuit numeroase acte de caritate, a înființat spitale și școli pentru cei nevoiași și a dorit o Românie de poveste. Vă invit așadar la o lecție de istorie. Bună ziua, dragi elevi! Iuliana Căplescu este numele meu și predau istorie la Colegiul Național Matei Basarab din București. Permiteți-mi ca astăzi împreună să rezolvăm un test antrenament propus de către Ministerul Educației. Este vorba de testul antrenament numărul 4 pentru examenul de bacalaureat la istorie din vara acestui an, 2021. Să începem. Subiectul întâi. Vă readuc aminte că vorbim de două surse, A și B. Pe marginea lor avem 7 cerințe. Prima cerință, numiți puterea suzerană a României, precizată în sursa B. Pe slide v-am lăsat sursa B și identificăm care este puterea, marea putere suzerană asupra țărilor române. Vorbim despre Imperiul Otoman. Atâta trebuie să scrieți pe foaia de examen. Cerința numărul 2. Precizați din sursa A, și pe slide aveți sursa A, o informație referitoare la prerogativele, adică la atribuțiile domnitorului, limitativ, în domeniul legislativ. V-am găsit în sursă două astfel de informații. Este suficientă una. Putea înainta Parlamentului propriile sale proiecte de legi. Dar de asemenea este valabilă și informația că avea dreptul de a se opune prin veto. Dreptul la veto, exact asta înseamnă. Domnitorul putea să se opună ratificării unei legi. Cerința numărul 3. Menționați atât domnitorul cât și legea fundamentală a statului român la care se referă, vă atrag atenția, atât sursa A cât și sursa B. Înseamnă că ele trebuie să fie comune. Sursa A, întâi, cea care este acum pe slide, domnitorul este Carol, iar legea fundamentală, care noi știm că este Constituția, este Constituția din anul 1866. Să vedem că și în sursa B vorbim de același domnitor și aceeași lege fundamentală. Sursa B, de data aceasta pe slide, Constituția de la 1866, legea fundamentală, iar principele nostru, domnitorul Carol I. Cerința numărul 4. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare sursei care susține că sistemul parlamentar se caracterizează prin rolul preponderent al legislativului. Voi trebuie să scrieți doar sursa în care ați găsit această informație. Ca să fiu credibilă, v-am lăsat pe slide această sursă. Este vorba de sursa A. Și am scos în evidență cu albastru și informația care corespunde acestui răspuns. Sistemul parlamentar instituit în anul 1866 s-a caracterizat prin rolul preponderent al legislativului. Cerința 5, vă aduceți aminte, trebuie să regăsim o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate dintr-o anumită sursă, de data aceasta din sursa B. Și de asemenea trebuie să și precizăm rolul informației cauză, rolul informației efect. Aveți mai multe variante. Ce am găsit eu, am reușit să identific un conector de cauzalitate și atunci mi-a fost mai ușor. Cauză. Pentru că se renunța astfel la garanția celor 7 mari puteri europene, efectul, pentru România, alegerea acestei soluții n-a fost fără riscuri. Nu uitați, trebuie să precizați care este informația cauză, respectiv care este informația efect. Cerințele 6 și 7 de la subiectul 1 nu mai au legătură neapărată cu sursele. Ca atare, trebuie să cunoaștem conținuturi. Cerința 6. Prezentați alte două acțiuni desfășurate de români în anul limitativ 1877, în afara celor la care se referă sursa B. Ca să nu ne mai întoarcem la slide-ul cu sursa B, v-am scris eu, jos, aici, despre ce era vorba ca și acțiune desfășurată în anul 1877 în sursa B. Mai exact, semnarea Convenției Română-Ruse din 4-16 aprilie 1877.
ca atare, nu mai avem dreptul să vorbim despre acea acțiune. Dar am regăsit altele, și anume, proclamarea independenței de stat se va întâmpla pe 9 mai 1877 și participarea României la războiul anti-otoman din anii 1877-1878. Ce înseamnă verbul a prezenta? Vă reamintesc, după ce precizăm cele două acțiuni, trebuie să regăsim două informații, două trăsături, două caracteristici despre acestea. La proclamarea independenței României v-am spus de către cine? De către ministrul de externe român, Mihail Cogălnicianu, care atât de frumos se exprima în cadrul Parlamentului României pe data de 9 mai 1877. Spunea așa ministrul nostru de externe: suntem independenți, suntem o națiune de sine stătătoare. Se rupeau astfel lanțurile, da, de suzeranitatea otomană. La a doua acțiune din anul 1877, și anume participarea României la operațiunile militare din războiul anti-otoman din anul 1877. Informațiile pe care vi le-am adus în la cunoștință vorbesc despre bătăliile importante care s-au dus la sudul Dunării, și anume cele de la Grivița 1, de la Grivița 2, de la Rahova, de la Vidin sau de la Smârdat. Însă, mai ales de la Plevna, acolo unde chiar comandantul Plevnei, Osman Pașa, se preda colonelului român Mihail Cerches. Și ultima cerință a subiectului 1, cerința 7. Menționați o asemănare între prevederile a două proiecte politice referitoare la statul român elaborate în anul 1848, celebrul an pașoptist. Doar asemănarea trebuie menționată. Ce am regăsit eu? Proiectele politice pașoptiste au cerut unirea Moldovei cu țara românească într-un singur stat. Să știți că se găsesc în foarte multe dintre proiectele pașoptiste. Eu v-am dat doar două exemple, și anume principiile noastre pentru reformarea patriei de la Brașov și de asemenea în proiectul Dorințele Partidei Naționale din Moldova. Vom regăsi această prevedere. Și așa am încheiat subiectul numărul 1. Să trecem la subiectul al doilea. Vă readuc aminte, vorbim de o singură sursă și de 6 cerințe. Să le rezolvăm. Prima cerință: numiți domnitorul țării românești, deci este limitativ, precizat în sursa dată. L-am regăsit pe Vlad Țepeș. Să fim foarte atenți, nu de alta, dar în această sursă îl regăsim, de exemplu, pe Ștefan cel Mare sau pe Petru Aron, aceștia fiind domnitori ai Moldovei. A doua cerință trebuia să precizăm secolul la care se referă sursa dată. Ne ducem la sursă și vedem despre ce an este vorba. Și eu am găsit 1459, 1462, 1465 sau 1467. În ce secol avem aceștia, dragii mei? Răspunsul: secolul al XV-lea. Doar atâta trebuie să precizați. A treia cerință: menționați acțiunea diplomatică din anul 1459 și un motiv al acceptării acesteia de către domnul Moldovei la care se referă sursa dată. Limitativ aici avem nu doar anul 1459, ci și conceptul. Este o acțiune diplomatică, adică semnarea unui tratat, a unei convenții. Să nu faceți încurcătura cu un conflict, cu un război sau o bătălie. Și mergem la sursă și identificăm. Întâi, acțiunea diplomatică. Ștefan cel Mare încheie în aprilie 1459 o convenție, ce vă spuneam, acțiune diplomatică, cu regele Cazimir, prin care îl recunoaște pe acesta suzeran unic. Cine era regele Cazimir? Cazimir al IV-lea, rege al Poloniei. Care este motivul acceptării acesteia? Un pic mai jos în sursă am găsit. A fost îndepărtarea de la hotarul Moldovei a rivalului său, Petru Aron. Nimeni altul decât cel cu care Ștefan cel Mare era în rivalitate, da, ca urmare a morții tatălui său, voievodul Bogdan al II-lea. Cerința numărul 4. Menționați din sursa dată două informații referitoare la evenimentele istorice care au loc în anul 1462. Limitativ, ne ducem la sursă. Regăsim anul 1462, două informații despre evenimentele, despre faptele istorice desfășurate în acest an. Ce am găsit eu? Atacul lui Mahomed al II-lea, celebrul sultan cuceritor al Constantinopolului, împotriva domnitorului Vlad Țepeș. Aceasta e o informație. O a doua informație că Ștefan cel Mare, domnitor al Moldovei, încearcă, fără succes, să cucerească Chilia. Sunt două evenimente istorice, ambele desfășurate în anul 1462. Cerința numărul 5. Formulați pe baza sursei date un punct de vedere referitor la acțiunile desfășurate în anul 1467, susținându-l, acest punct de vedere, cu două informații selectate din sursă. Vă reamintesc,
acest subiect are cel puțin două cerințe. Să formulăm un punct de vedere după ce noi sintetizăm ce a vrut să spună autorul, sau în cazul nostru autorii, despre evenimentele, acțiunile desfășurate în anul 1467. După care, cum vom argumenta, cum vom susține? Prin două informații, adică prin două citate selectate din sursă. O variantă de răspuns. Potrivit sursei, acțiunile militare desfășurate în anul 1467 scot în evidență starea de conflict dintre Moldova și Ungaria. Cum pot să susțin acest punct de vedere? Astfel, două informații care susțin acest punct de vedere sunt: în sursă mai jos, pentru a restabili situația, Matia Corvin, rege al Ungariei, a intrat în campanie la sfârșitul anului 1467, înaintând în fruntea unei mari armate spre Suceava, capitală a Moldovei, unde nădăjduia să-l instaleze pe candidatul său la domnie. Matia Corvin, rege al Ungariei, intrăm în Moldova. Deci stare de conflict între cele două țări. Și o a doua informație care să susțină punctul de vedere: la Baia, ne găsim în Moldova, e fosta reședință a Moldovei, unde regele se oprise pentru pregătirea asaltului final, Ștefan cel Mare dezlănțuie contraatacul. Din nou, despre cine era vorba? Despre regele Matei Corvin al Ungariei și despre domnitorul Moldovei, Ștefan cel Mare. Dezlănțuie contraatacul. Deci este clar că se evidențiază starea de conflict. Și a șasea cerință vorbește, dragii mei, despre argumentarea unei afirmații care ne este dată de creatorii subiectelor. Și anume că reprezentantul instituției politice centrale din Moldova participă la relațiile internaționale din perioada 1491-1500. Limitativ, avem reprezentant al instituției politice centrale din Moldova. Ce înseamnă asta? Al domnii, reprezentantul domnii, domnitorul, voievod. Apoi avem relații internaționale. Ce înseamnă politică externă? Că e vorba de tratate, că este vorba de conflict. Și mai avem limitativ și o perioadă destul de scurtă, da? Un deceniu, 1491-1500. Da, dar afirmația este adevărată. De ce? Vă aduceți aminte că aici trebuie să folosim conectori. Unul, cel puțin unul de cauzalitate, cel puțin unul de concluzie. De ce este adevărat? Deoarece în acești ani, anii pe care i-am dat mai sus, se confruntă cu regatul Poloniei. O să vedem cine, mai exact Ștefan cel Mare. Ce se întâmpla? Pentru a anexa teritoriul Moldovei și a-l supune, regele Polonii în acea perioadă, Ioan Albert, decide inițierea unei campanii militare împotriva Moldovei în anul, aici să-mi fiți atenți, pentru că doar așa mă credeți că vorbim de perioada 1491-1500. Se întâmpla în anul 1497. În acest an se dă bătălia decisivă de la Codrii Cosminului între armata polonă pe de o parte și armata moldavă pe de altă parte. Victoria aparține românilor. Care este consecința? Astfel, după acest conflict, relațiile dintre Moldova și Polonia chiar se îmbunătățesc. Și uitați că v-am mai scos în evidență un eveniment al relațiilor internaționale din această perioadă, și anume semnarea tratatului de pace de la Hârlău din anul 1499. În concluzie, reprezentantul instituției politice centrale din Moldova, domnitorul sau voievodul, participă la relațiile internaționale din această perioadă mai sus numită, 1491-1500. Și am încheiat și rezolvarea subiectului numărul 2. Să trecem la subiectul numărul 3. Eseul, celebru eseu. Elaborați în aproximativ două pagini un eseu despre evoluția României în perioada 1951-1985. Deci ne găsim în perioada postbelică. E acea temă a României comuniste. Ce ni se cere printre altele? Menționarea a două fapte istorice desfășurate în România în perioada 1951-1964 și a câte unei caracteristici a fiecăruia dintre faptele istorice menționate. Al doilea reper: precizarea legii fundamentale a României, deci a Constituției, adoptate în deceniul 7 al secolului 20. Să ne fie clar asta ce înseamnă, de la 1961 la 1970. În acest interval trebuie noi să găsim o Constituție și prezentarea unei prevederi a acestea. Și al treilea reper al eseului nostru: formularea unui punct de vedere referitor la evoluția României în anii 1971-1985 și, bineînțeles, susținerea acestui punct de vedere printr-un argument istoric. Vă readuc aminte nota, totuși ne găsim la eseu.
limbaj istoric, o structură a prezentării noastre, evidențierea relației cauză-efect, elaborarea argumentului istoric prin folosirea de conector, de asemenea să respectăm succesiunea cronologică și logică și, nu uitați, să și încadrăm eseul în limita de spațiu precizată. Aveți câteva explicații despre această notă, așa cum v-am obișnuit? Și să trecem la rezolvare. Într-o introducere am vorbit despre faptul că România postbelică, acest regim politic comunist, are două etape. Că vorbim de stalinismul lui Dej, respectiv de național-comunismul lui Nicolae Ceaușescu. Să procedem la ceea ce înseamnă rezolvarea reperelor din eseu. Două fapte istorice din perioada 1951-1964 și a câte unei caracteristici a fiecăruia. Ce am găsit eu? Un fapt istoric pentru acea perioadă, adoptarea Constituției din 1952. Caracteristici suficiente. Câteva dintre ele vi le-am lăsat și eu pe slide. Că este a doua lege fundamentală intrată în vigoare în perioada regimului politic comunist. Că are o factură totalitară. Că forma de guvernare e Republica Populară. De asemenea, să nu uităm, sunt cuprinse în aceasta prevederi ce reliefau desfășurarea procesului de sovietizare și de stalinizare. Un al doilea fapt istoric din această perioadă, în 1964 se petrecea redactarea declarației PMR, Partidului Muncitoresc Român, același cu Partidul Comunist. Ce caracteristică, printre altele, faptul că Gheorghe Gheorghiu Dej, care a redactat această declarație, arăta dorința statelor comuniste de a nu se mai subordona Moscovei și de a înlătura modelul stalinist. Al doilea reper. Trebuie să precizăm legea fundamentală a României adoptată în deceniul 7 al secolului 20 și să prezentăm o prevedere a acesteia. Vă reamintesc ce înseamnă deceniul 7 din secolul 20. De la 1961 la 1970. Ce găsim în acest interval ca lege fundamentală este corect. De altfel, este una singură și anume Constituția din anul 1965. Este Constituția pe care o adoptă Nicolae Ceaușescu chiar în anul în care preia puterea după decesul predecesorului său și anume Gheorghe Gheorghiu Dej. Al doilea nostru reper din această cerință vorbea despre prezentarea unei prevederi. Prezentarea. Ne găsim la eseu. Prezentarea înseamnă, pe lângă cele două informații, cele două trăsături ale legii fundamentale respective de care noi am amintit, să evidențiem relația cauză-efect. Să vedem ce am găsit eu. Conform noii legi fundamentale din anul 1965, economia României era proclamată ca una socialistă, adică o economie bazată pe proprietatea de stat și cooperatistă asupra tuturor mijloacelor de producție. În ce context, ce cauză are în spate un astfel de principiu economic? În contextul încheierii procesului de cooperativizare, de colectivizare, poate îl cunoașteți mai bine sub această titulatură, din anul 1962, întreaga activitate economică este una de stat. Astfel, conector, se încheia procesul de distrugere a proprietății private. Statul fiind socotit de acum încolo, proprietarul resurselor subsolului, mijloacelor de producție al pământului și așa mai departe. Da, este menționată și proprietatea personală în această lege fundamentală, dar ea era limitată, să spunem, la casa de locuit, la construcțiile gospodărești anexe, la terenul pe care se afla sau la animalele de producție și inventarul agricol mărunt. Ce consecință are o astfel de economie? Conector? Drept urmare, se considera că România făcuse un drum important înspre crearea unei societăți egalitare sau egalitariste, adică a uneia socialiste. Exact ideea de la care noi am plecat, prevedere pe care o regăsim în legea fundamentală din anul 1965. Și ultimul nostru reper, formularea unui punct de vedere referitor la evoluția României între anii 1971-1985 și susținerea acestuia printr-un argument istoric. Aici avem dreptul să avem un punct de vedere propriu în baza cunoștințelor noastre istorice, pentru că ulterior trebuie să argumentăm acest punct de vedere. Variante de exprimare. Din punctul meu de vedere, consider că, în opinia mea, eu cred că, am folosit din punctul meu de vedere, în perioada acestor ani, evoluția României este determinată de practici politice totalitare. Acum eu trebuie să îmi susțin acest punct de vedere, bineînțeles, argumentarea însemnând folosirea, evidențierea relației cauză-efect și folosirea de conector, de cauzalitate, respectiv de efect. Astfel,
Deoarece dorește să-și consolideze puterea, Ceaușescu adoptă tezele din iulie 1971. Deci suntem în perioada cerută de către Cerință, prin care lansa Revoluția Culturală, un program de guvernare ce viza o educație mai eficientă a maselor, conform ideologiei comuniste. Știți, celebrele lui vizite în Asia comunistă și de acolo se întoarce cu aceste idei. Drept urmare, se revenea la controlul total asupra economiei și lucrul acesta, dragii mei, va duce, din păcate, la o creștere a datoriei externe, iar Ceaușescu, undeva la finalul anului 1981, dorește plata acestei datorii externe. Și ce face? Restrânge consumul intern. Sunt raționalizate alimentele, medicamentele, energia electrică, energia termică, gazele, combustibilul pentru mașini. Consecințele clar asupra nivelului de trai al românilor. Putem concluziona, nu-i așa, că evoluția României este determinată de practici politice totalitare. Deoarece ce fac aceste practici? Îngrădesc drepturile cetățenești. Și eseul nostru se termină cu o concluzie. Este concluzia întregului eseu, nu doar al punctului de vedere. În concluzie, în perioada anilor 1951-1985, perioada, da, din cerința eseului, în România s-au implementat practici politice care aveau să definească regimul comunist de factură totalitară, adică să îl caracterizeze conform practicilor totalitare. Dragii mei, aceasta a fost propunerea mea pentru rezolvarea testului antrenament numărul 4 propus de către Ministerul Educației. Vă reamintesc și vreau să punctez acest lucru că este o rezolvare nu neapărat exhaustivă. Istoria are foarte multe fapte istorice pe care noi putem să le folosim la aceste cerințe din testul antrenament numărul 4. Eu aici îmi iau rămas bun, vă urez mult succes în învățat și mai ales la examenul de bacalaureat din vară. Sunt sigură că v-ați descurcat foarte bine la simulările din martie. De asemenea și la bacalaureat avem mare încredere în voi. La revedere! Prieteni, luăm o scurtă pauză, dar ne întoarcem în câteva minute cu o lecție la fel de interesantă. În caz că n-ați reușit să vă notați tot, găsiți cursurile de teleșcoală și online pe site-ul tvr.ro și pe canalul de YouTube al TVR. Rămâneți pe TVR2, ne întoarcem imediat!